Vești proaste au venit în aceste zile dinspre echipa de Hamba a municipalității. Sonia Vasiliu, una dintre componentele de bază ale CSM Slatina, a suferit în meciul cu CSM București din semifinala Cupei României o gravă accidentare și riscă să stea departe de teren o lungă perioadă de timp din viitoarea ediție. În urma unui remenes a stabilit că sportiva a suferit o fibrilare la ligamentul încrucișat anterior. Deși îi se administrează tratament antiinflamatoriu și face fizioterapie, Sonia Vasiliu are genunchiul drept umflat și resimte durerea. În perioada următoare, hambalista slătineană se va prezenta la un cunoscut ortoped pentru un control medical amănunțit. Pe baza analizelor realizate, acesta va stabili dacă Sonia Vasiliu va fi sau nu operată la genunchi. O intervenție chirurgicală o va ține pe sportivă în afara terenului pentru o lungă perioadă de timp.